Mihaela, cred că acum am prilejul să puntez încă o dată lucrul acesta spectaculos. Cât de inventiv sunt copiii dacă sunt antrenați în direcția asta? Da? Deci este spectaculos. Noi, adulții, n-am fi rămas un pic în aer până când să pătrundem o problemă. De aceea, când eu vă spuneam că la faza națională, la olimpiade, niciun profesor nu-l vezi îndrăznind să se așeze în locul elevilor. Ați înțeles voi ce vă spuneam, copii? Deci niciodată la faza națională, profesorul care a fost antrenorul nu îndrăznește să-și dea un copil deoparte și zice, mă așez eu în locul lui. Știți de ce? Nu face. Mă, nu face probleme pe acolo. Când au zis că vă spun cu toată seriozitatea, vă spun cu toată dragostea, că unul de acela am fost eu. Asta noastră. Da, unul de la am fost eu la națională. Când nu m-aș fi așezat în bancă în locul elevilor mei, niciodată. Domn profesor. Niciodată. Corect. Da? Da? Niciodată. Domn profesor, asta înseamnă adulților să nu uitați cât de inventiv și bun pot fi copiii. Dacă sunt antrenați. Dacă sunt antrenați. Da, ne ajută, sigur că da. De ce? Eu m-am bazat totdeauna în lecțiile care le-am făcut. Pe cine m-am bazat? Pe elevii mei. Și când lucram cu olimpice, cu grupul acela de olimpici, aveam 4, care mergeam la națională, niciodată când mă apucam să mă întâlnesc cu ei, niciodată nu știa să fac probleme. Niciodată. Eu adunam... Prin faze proaste. Atenție! Nu. Atenție ce vă spun. Nu mă străduiam să învăț o soluție, să mă apuc eu să-l înțeleg. Eu căutam probleme cât mai grele. Cum îmi caută Daria acum? Deci Daria ce face? Vine cu probleme foarte tari, da? Eu făceam același lucru. Aveam întâlniri cu olimpicii, aveam pregătirea cu ei și aveam 2 de a 9 și 2 de a 11. 2 de a 10 și 2 de a 12. Cum ei s-au translat. Wow! Și eu le spuneam așa. Vă duc material, vă pregătesc și dați drumul. Erau 2 și 2, lucrau 4 odată, toți 4. Și în clipa în care cei de-a 9-a se împotmoleam, spuneam, stop ăștia de-a 11-a, uitați-vă, poate îi ajutați, poate vă vine vreo idee. Ăștia întrerupeau lucrarea lor, se uitau pentru 10 minute spre subiectul pe care îl tratau ăștia de-a 9-a. Iar dacă nu mergea, nu mai aveam încotro, trebuia să intru și eu la bătaie. Da? Abia atunci citeam problema și mă apucam și spuneam, voi treceți mai departe și de acum mă ocup eu de ea. Deci atunci mă apucam și trebuia să o înțeleg. Nu mi se întâmpla, nu se întâmpla să o rezolv fiecare dată. Aveam și momente când spuneam, de acum mă gândesc la ea, a doua zi, a treia zi, noaptea, peste o săptămână. De acum e problema mea. Până fac. A mea și a lor. Că și ei nu erau decât tot așa de care prinse problema. Putea să întâmple ca ei să vină cu soluția. Mai devreme decât mine. Ei, și dragilor, aceste lucruri vei spune un om care este corect. Nu are rost să falsăm, să mințim. Că profesorul este undeva pe un pedestal și el știe să facă tot. Nu. Este și el un om, dar ceea ce trebuie să fie, esențial este să fie corect și cinstit cu ele. Da? Asta transmiteam. Mă întorc acum. Și să îndrăznești. Iată soluția Dariei, da? Soluția Dariei. Te rog, Daria. Să-l scot pe... Pentru să scrie că pe 19 îl descompuneți, domn profesor, sau deci, cum să facem? 19 egal. 19 egal cu un 10 plus un 9. Okay. Și a tăia un număr
din componența așezată, înseamnă o dată pe 10 sau altă dată pe 9? Pe care eu l-am tăiat pe 10. Tu l-ai tăiat pe 10. Pe 6. Tu mergi cu soluția pe 10, da? Da, pe 6. L-am tăiat pe 10, pe 6, pe 3 și pe 5. Corect. Deci 6 tăiat. Da. 3. 5 și 3. 5. Și 3. 3. Și au rămas. Și mi-a rămas. 2 de 3. 3 plus 4 plus 3 plus 9. Plus 3. 7 plus, nu plus 9. A, sau nu scrie 19 minus 10, scriem ca să nu, 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 nu. Scriem așa, cum ne-a rămas. Nu, că l-am tăiat pe 10. Corect. Așa. Corect, și o să mă rămână 4 plus 3, care îmi dă 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 9, 19. Asta e soluția Daria. Soluția Davide. Soluția. Davide, scrie și mai zic, Davide, te rog, Davide. Ia l-am scris că 19, a fi în 10 plus 9. Pe cine te-ai luat, Davide? L-am tăiat pe 9. Pe 9. L-am tăiat pe 9. Și pe, și pe cine ai mai tăiat? Și eu am mai tăiat pe 5, am mai tăiat pe 4, l-am mai tăiat pe 6. Și atunci? A rămas 10 plus 3. Plus 3 plus 3. Și soluția a venit. Deci până la urmă sunt mai multe soluții. Nu, doar două. Două, nu sunt mai multe. Doar două. A mea încercat. Da, deci da, sunt două soluții. Da. Foarte tare. Și mă foarte tare. Asta e mai ușoară. Da, asta e chiar ușoară. Asta e chiar ușoară. Asta a fost ușoară. Asta e foarte ușoară. Asta care vine e foarte ușoară. Deci dacă nu mă credeți pe cuvânt, da, deci pe bune, am găsit una ușoară. Hai, pentru mine. Da. Nu știu cum e pentru voi. Adică pentru mine, cum? Da. Nu e foarte grea, vezi? Nu, e chiar foarte asta ușoară. Asta e super. Discuții de asta, astea îmi plac, mie, teribile. Și chiar am învățat asta la școală, numai că invers. Joining. Asta. Rezolvă. Rezolvă. Hai să nu da. Spunem mai mult, că e doar rezolvă și încă ceva. Bine. Așa, 9 ori. Nu din asta lungi. Nu, 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 dar nu, nu, nu-i lungi. Da, cum ați? Aha. Nu sunt. Zi-mi... 9 ori. Parent, acoladăm. 8 plus. 9 ori. Acoladăm. 8 plus 7. Da. Ori. Paranteză pătrată. Da. 6 plus 5. Ori. Paranteză ori. Rotundă. Da. 4 plus 3 ori 2 ori 1. Închidem paranteza. Rotundă. Închidem paranteza rotundă, închidem pătrata, închidem acolada. Împărți la. Deschidem paranteză pătrată, deschidem paranteză rotundă. 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus puncte, 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 puncte. Plus 2 plus 1. Împărți la 5. Închidem paranteza pătrată egal cu. Egal cu? Da. Domn profesor, știți ce mi-a luat? Deci m-am gândit la o chestie. Din prima, de când am văzut problema, m-am gândit la o chestie. Pe ei. Ne-au luat aici cu 9 plus 7 plus așa. Dar nu pot să scriu și 1 plus 2 așa ca să nu mai știu. Așa, ori așa, ori așa. Oricum. Și facem, și facem, dacă e 1 plus 2, am face 9 minus 1 ori 1, pentru că e din 1 în 1. Și ar fi 8. Deci sunt două numere. Da, bine. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 9. Să facem suma asta. Ca să am dat rău pe tine. Facem egal. Exact. Nu sunt egal, da? 9 plus 1 de 10. 10 ori 5, 50. Sigur că dacă sunt 50, cred că sunt 5 de astea grupe. Dar de ce? Păi 8 și cu 2 da. Și de 10. Păi da, nu, cred că sunt 9 numere. Că totuși de la 1 la 9, 9 numere. Și 9, da, dreptate. Deci 9 ori 10. Deci cât? 9 ori 10. 90. Sigur? Nu. Adică totuși de la 1 la 9, dacă o luăm așa, sunt 9 numere. Dar și când faci grupe 2 și cu 8 de aici? Le împărțim așa. 8 împărțit la 2 plus 1, adică 5. Sau sunt 5 perechi. Avem 5 perechi. Stați. 5 ori 10, 50. Și cu 5 ori. Stați puțin. Deci, domn profesor, noi practic facem 9 minus 1 în paranteză, împărțit la 2 plus 1. Nu? Adică 9 minus 1 făcând 8, 8 împărțit la 2, 4, 4 minus 1, 5. Și avem 5 perechi. Și 5 ori 10,
la 50. Dar mai rămân 5. Mai rămâne 5. Da, și 55 împărți la 5 de 11? Nu se duce foarte. Nici eu, domnule. Hai să le facem. Nu-i mai bine să-i scriu pe toate. Nu. Cât e suma aia? Hai să vedem. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Plus 9, atât, m-am oprit. Da. 1 și cu 9. Lăsați-ne pe noi să facem. Gata.10 numere de la 1 la 9. E înregistrat pe cameră, mai tare. Am zis că echipele sunt 10. Da, da, da. N-are cum echipele să fie mai multe decât numere de mapă. Echipele înseamnă împărțirea. Deci de la 1 până la 9 nu sunt 10 numere, sunt doar 9. Odată. Dacă era de la 0, sigur că și 0 a adunat, dar 0 nu avea nicio influență, însă ca număr de numere, da. Câte sunt de la 4 până la 9? Câte numere sunt? 6. Deci scădem din ăsta, Davide, din 9 pe 4. Și adunăm capul. Și adunăm un 1. Că începe să numărăm și pe ăla. 9 minus 4 face 5 plus 1. Se începe cu capul. 6 numere. Câte numere sunt de la 17 până la 100? Câte numere sunt? Dacă zic 17 plus 83. Bravo. Adică 93. 83. Și mai adăugăm 1. Bravo. 84. 84 de numere. Deci sunt 84 de numere, lucru esențial. Da. Că dacă nu prindem șmecherii de astea, ne păcălim. Da? Deci, atenție. Cum se calculează suma asta? Hai să termin ideea de aici. Este o sumă Gauss, cum spuneați. Păi facem 100. Deci adunăm pe primul plus ultimul. Da. Deci vine 17. 107. Plus 100. Plus 107. Totul înmulțit cu câte sunt ele? Adică 83. 83, parcă ați spus voi. Da, da, da. Ori 84. 84. 84, cam adunat 1. Da. 84. Facem. Împărțit la 2. Da? Asta înseamnă suma. Primul plus ultimul, oricâte sunt ele. Dar de ce am împărțit la 2, mă? Pentru că am făcut grupi, mă. Și numărul de grupe este... Asta nu împărțim, că luăm două numere. E o pereche. Așa, o pereche. Deci numărul lor împărțim la 2. Putem să facem calculul ăla? Ei, să facem un calcul banal. Atenție. Deci autorul, când ne-a prins egeșițiul ăsta, a vrut să vadă dacă știți să adună numerele acestea. 1 plus 2. La urma urmei, Davide, o puteam lua și... Le adunăm. Le adunăm concret, că nu sunt chiar multe de adunat. 1 plus 2, băbește, cum spui tu, da, ai zis. Dacă ne dădea până la 100, 1 plus 2 plus 3 plus 4, dar când ne dădea până la 100... Trebuia să facem metoda asta. Da, dacă ne dădea de la adunat, de la 1 până la 100, dar vine, nu mai mergea, băbește. Că da. Știi ce o poți să gauzi, nu? Că de aici îi vine și chestia. Învățătoarea, v-am povestit o chestie. Da, vrea să facă un plovă și... În 2 secunde Gauss a venit cu soluția. În 2 secunde, da, așa au venit. Așa. Nici n-a apucat să scoată de... Andrele din gentuțe. Și Gauss și eu zis, 1, deci 1. Mătătoarea știa că durează o jumătate de zi. El făcea spatele unui plovă. 1 plus 2 plus 3 plus puncte plus 100. Adunați. Adunați copii. Și toți copiii, ce mă? Au început 1 plus 3 fac 3, și cu 3, 6, și cu 4, 10, și cu 5, 15, și așa, dai, până când suma este 5050. Atât a rezultat. Ca să ajungă la 5050, dura foarte mult timp. Și ea spunea, deci în timpul ăsta, tocmai termin și eu plovărul de croșetat acolo. Și Gauss se duce foarte repede, nu?
cu răspunsul. Învățătoarea supărată nici nu vrea să se uite, dacă nu și-a drumul, aruncă ochii, vede răspunsul. 15:50. De unde ești? Știu cum ai făcut. Cum ai făcut? Păi tu așa învățătoare, era în clasa a doua. Păi așa învățătoare, 100, fac 101. 12 cu ăsta, 99, fac tot 101. 13 cu 98, tot 101. Și m-am gândit, câte echipe de astea de 101 să faci la mine? 100 minus 1 plus 1. Nu o să fac? 50 de echipe. 50. 50 de echipe. Și când au făcut echipe de astea câte 101, atunci 101 înmulțit cu 50, o zis el, 50 de numere, așa? Sunt 100 de numere acolo și împărțite la 2 cu 2. Așa, 50 de echipe înseamnă cine? De fapt, 101 ori 100 împărțit la 2. Exact. De aici, ideea că se formează grupe de câte 2, da? Și iată că de acolo, de aia zice, sume Gauss. Așa-l chemat. Da? Micuțul Gauss, mare matematician, foarte mare, că devine după aceea. Mai trește? Ai vrea să-l cunoști? Da! Ar fi fain! Da. Bun. Gauss. Copii, matematica este extraordinar de frumos. Aveți așa că domnul profesor face sinteza. Facem sinteza și ne oprim aici. Sinteza? Cum a zis Cassandra într-un timp probleme. Davide, ai un moment de tristețe pentru că se termină ședința. Sincer să n-am văzut când a trecut timpul, a fost foarte zic. Da? Deci nu ați simțit cum timpul a trecut. Au făcut doar 3 probleme. Da. Da, adică, dar acum facem 5 ori. Da. Ca să facem și noi 15 probleme, domn profesor. Facem 5 profesori. Tema de mâine, problema. Aveți problema pentru mâine aia. Aia să o faceți, să știți spectacolul ăsta. Practic, problema asta vă ajută pe dumneavoastră să vedeți că știm, că știm și pe noi știm că știm. Și știți ce ne ajută pe noi? Să vedem dacă celălalt a înțeles. Apropo, știți cum să facem sinteza? Cum a zis Cassandra într-un timp, probleme grele. Probleme de olimpiadă, totuși. Dar probleme grele... Olimpiadă, vă spun. Probleme grele degeaba, că domnul Google, nu a distrat. Google nu știe să caute probleme grele. Noi trebuie să spunem că e ceva interesant. Că acolo când ceilalți caută, trebuie să tasteze un anumit... Dă mâine, 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 dă ce? Eu am mers, mai spus că descompus 10 minute. Tu ai descompus, era tot ce se uita la mine. Ai descompus după ce am spus eu. Da, da, eu am măcar am descompus. A, par am de ceva. Hai să faceți finalul întâi. Păi da, probleme grele. Nu uitați de la șerul. Probleme grele, Google nu știe să caute așa. Probleme grele de olimpiadă. Da, nu. Asta-n patru. Ordinea efectuării operațiilor. 2. Ce am avut metoda acolo? Figurativă la prima problemă, aceea cu bomboanele. Foarte. Aia a fost ușoară. Foarte, doar puțin. 7 segmente. Da. M-am terminat în 2 secunde, dar eu am fost la metoda mare. Figurativă 3. Tu. Ce am mai făcut asta, interesant? Problema cu triunghiul, domn profesor, cu descompunerea numărului 19, altfel nu ieșea problema. Descompunerea unui număr. Exact. Da? Am știut primul. Normal. I was the first. Oh, ce mi-e spuține. Număr 4, sume, Gauss. Gauss cu 2 de S. Copii, Gauss cu 2 de S? Gauss. Da? Tot nu se vede bruiați. Gauss. Se vede bruiați. Bine. Cum se vede? Se vede bruiați, uitați. De mulți am văzut așa. Deci camera și-a pierdut un pic din... Nu, dar la început mergea, că am făcut...